Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Sunt Larisa Jușca și vă prezint știrile Autentic TV. Liceul Traian Vuia din Făget a reușit să obțină locul întâi în urma unui concurs de proiecte inițiat de către Enel România. Tema din acest an, Folosește-ți energia, a invitat copiii și adolescenții să construiască o lume ce mizează pe cunoașterea energiei electrice din prisma științifică în viziunea lor. Concursul Play Energy este dedicat de 10 ani școlilor generale și liceelor din județele Timișoara, Hunedoara, Arad și Caraș-Severin. Această competiție promovează conștientizarea procesului producerii energiei electrice, încurajând elevii să descopere universul energiei electrice și al științei. Bună ziua vă spun tuturor, bună ziua le spun și telespectatorilor Autentic Făget. Așa cum ați observat și din mass media și de pe rețeaua de socializare Facebook, de ce să nu recunoaștem că toată lumea frecventează această platformă, liceul din Făget a sărbătorit zilele acestea un premiu foarte mare, spun sărbătorit, deoarece la acest proiect la care am participat am fost declarați ambasadorii României. De ce am fost declarați ambasadorii României? Pentru că am participat cu un proiect care poate fi pus și în practică, deci poate avea aplicație în practică și chiar am impresionat jurul de la București, mai precis jurul de la Enel România. Pentru munca depusă de elevii Liceului Teoretic Traian Vuia Făget, am fost răsplătiți cu un premiu de 6.000 de lei și o excursie în Italia la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Pot să vă spun că acești bani pe care ne-au intrat în cont vor fi folosiți pentru inițierea unui club de robotică la care pot să lansez în premieră invitația să participe alături de acești copii deosebiți care au luat acest premiu și alți elevi de la gimnaziu și liceu. Elevii care au participat la acest proiect, o parte dintre ei sunt în clasa 11-a, unul este în clasa 12-a, iar coordonatorul proiectului Kozlewski Florin este student în anul 1 la Facultatea Politehnică din Timișoara la informatică și calculatoare în anul 1. Sunt niște copii deosebiți și de aceea pot să vă spun în premieră că am hotărât împreună să inițiem un club de robotică unde invităm să ni se alăture și alți elevi, de ce nu chiar de la gimnaziu și liceu, pentru a aduce mai departe sau să obținem cel puțin un premiu în munca pe care o să o prestăm la acel club. Proiectul se bazează pe conceptul locuințelor interactive. Pentru demonstrarea acestuia s-a utilizat o machetă ce folosește energie verde pentru alimentarea locuinței. Energia preluată de la o eoliană este stocată în acumulatori pentru a fi consumată de locuitori. De peretele lateral al locuinței este atașat un braț mecanic cu panouri solare. Acesta efectuează o mișcare de rotație de 110 grade la fiecare pas înregistrând printr-un senzor de lumină intensitatea acesteia. După ce a efectuat rotația de 110 grade, procesorul Arduino verifică valorile înregistrate și modifică poziția brațului, astfel încât intensitatea luminii asupra panoului solar să fie maximă. Imobilul poate fi controlat de la distanță prin intermediul internetului. Se pot controla ușile, ferestrele, intensitatea luminii interioare și spectrul de culori al acesteia. Structura electronică a locuinței este modularizată. Se folosește o placă Arduino ca și router pentru interpretarea comenzilor și o placă Arduino pentru acțiuni. Comunicarea între acestea se efectuează wireless prin Bluetooth. Imobilul dispune de un algoritm genetic care învață mișcările utilizatorului și este capabil să le completeze în cazul în care algoritmul este pornit din panoul de comandă. În concluzie, imobilul controlat de la distanță prin intermediul telefonului securizat este capabil să își adapteze panourile solare după cea mai puternică sursă de lumină. De asemenea, analizează comportamentul utilizatorului și este capabil să ia decizii în cazul în care îi se permite.
firma elvețiană care realizează o fabrică de panificație de 60 de milioane de euro lângă Lugoș la Mănășturi, a finalizat prima linie de producție. Chiar dacă se lucrează încă la partea exterioară a fabricii, linia de producție a fost finalizată, compania elvețiană începând probele. Am reușit să vorbim telefonic cu edilul comunei, care ne-a declarat că biscuiții au un gust foarte bun. Din data de 5 începe producția. Ianuarie. Deci, deocamdată au fost în teste, da? Da, teste, da. Și din 5? Am angajat oamenii de zonă, exact ca acolo, și din 5 încep. Din 5 începe producția de biscuiți, nu? Da, sau? Da. Na. Două tipuri, cred că fac acum, în prima fază. Cu făină de mălai, cred că. Fără gluten. Fără gluten. Și ei chiar deocamdată sunt așa tari, cum a zis dumneavoastră, sau cum? Cum adică? Păi am citit în ziarul ăla că sunt tari biscuiții, că sunt nu știu cum. Da, de unde? Nu, acum gata. Au fost când au început testele. Aha. Au fost foarte buni. Sunt foarte buni acum. Da. Făgetul este din ce în ce mai aglomerat în ultima perioadă. Am surprins niște imagini zilele acestea în care se vede foarte clar că locuitorii satelor învecinate sunt cu adevărat nepăsători și nu țin cont de regulile de circulație atunci când vine vorba de parcare. Ba mai mult, aceștia parchează unde au chef și nu țin cont de ceilalți participanți la trafic. Haideți să vedem despre ce este vorba. Pentru o singură mașină care nu a oprit regulamentar și stă în sectorul unde oprirea este interzisă și mai este și începător care ar trebui să știe bine regulamentul, a oprit și acum a încurcat circulația. Dragi telespectatori, atât pentru astăzi. Ne revedem mâine la aceeași oră. Rămâneți pe Autentic TV. La revedere!